bine v-am regăsit la un nou daily vlog. Începem acest daily vlog care este unul foarte, foarte special pentru că am stat așa un pic și am calculat și mi-am dat seama că intră pe 23 martie când împlinesc frumoasa vârstă, sper eu, de 33 de ani. Cumva acest 3-3 pentru mine înseamnă 1 și 1, nu prea le am cu numerologia, dar am observat că de vreo 2-3 ani încoace, acest 11 își tot face apariția în diferite forme, pe lângă 13-le pe care l-am constant în viața mea încă de când eram mică. Da, va fi o zi specială în momentul în care voi publica acest clip și sunt fericită că avansez în vârstă, că nu sunt genul de persoană care este trist atunci când îmbătrânește, sunt fericită că mai adaug încă un an la buchetul vieții mele, ca să fiu așa foarte poetică. Dar, na, întotdeauna vine cu emoții și mă încearcă diferite gânduri în ziua în care este ziua mea de naștere, în care împlinesc ani, pentru că, practic, pentru mine este ca o zi așa în care se schimbă și anul. Mă apuc să reflectez la ceea ce s-a întâmplat în ultimul an, ce planuri am pentru următorul an de viață și așa mai departe. Bun, începem acest daily vlog din bucătărie, pentru că, nu știu dacă ați văzut voi, la un moment dat am făcut eu un clip, o să vă las pe aici, pe sus, un card, în care am testat produse dintr-un magazin japonez-o-corean, din KJ Center, sau coreano-japonez, mai bine spus, și la momentul respectiv luasem eu acest produs, care nici până în ziua de azi nu a ajuns să fie testat și pentru că astăzi este o zi de sâmbătă în care sunt singură acasă și practic nu am pe nimeni la masă, am zis să încerc acest produs. Inițial am spus să-l încerc cu Luca, dar am văzut că este picant și Luca nu suportă produsele picante, așadar am zis să risc eu și să încerc acest produs. Este vorba despre Hot Chicken Flavor Tteokbokki Carbonara Tteokbokki cu pui. Așa arată, sincer să vă spun, cred că este un produs plin de chestii nu prea sănătoase, dar odată la câteva luni îmi place să mai încerc și astfel de produse. Nu știu exact ce se găsește în acest pachet, doar i-am dat ambalajul jos ca să nu foșnesc și m-am uitat un pic pe instrucțiuni din care, sincer să vă spun, nu prea am înțeles mare lucru. Hai să ne uităm un pic la ce conține pachetul și apoi o să începem prepararea, pentru că vreau să-l prepar de față cu voi și să îl și testez. Ok! Asta e mâncarea mea din această seară. Avem multe plicuri, ceea ce e cu plic și cu prafuri, cred eu, pe aici nu prea am surâde, dar hei, ne-am apucat de o treabă, o ducem până la capăt. Ok, astea sunt pastele. Nu, n-arată bine deloc. Din ce am citit eu un pic pe ambalaj, par a fi făcute din orez. Ok, sunt și pline, dacă vedeți pe aici, sunt pline în interior, nu sunt ca pastele cu acel gol. Da, nu știu ce să zic. Ok, deci avem în primul rând paste, nu știu să vă zic foarte mult, e prima oară când testez un astfel de produs. Apoi avem un sos în acest plic și apoi mai avem aici o chestie, pudră. S-ar putea să fie, un fel de brânză care se adaugă la final și încerc să caut acum un semn, pentru că scria pe aici pe ambalaj că trebuie să pun apă fierbinte, am și pus-o la fiert între timp, până la un semn. Eu nu văd semnul ăla nici să mă pici cu ceară. Habar n-am. În fine, hai să vedem ce scrie ca și indicație. Zice așa, put the rice cake and sauce into the bowl. Ok, hai să facem chestia asta. Rice cake, bănuiesc că se referă de fapt la aceste paste. Am și o forfecuță, slavă Domnului. Aplauze, mulțumim. Ok, ce mai am aici? Mai am ceva. Ce scrie aici? Do not eat. Ok, deci probabil o chestie de aia de miros, mă gândesc, nu știu. Ui, astea nu miros bine. Aha, Doamne ajută. Hai să vedem cum facem, să vedeți și voi. Ok, le-am pus aici. Apoi, ce-am mai zis, să punem și sosul. Sosul, mă gândesc că e ăsta, că e singura chestie lichidă pe care o am pe aici și care arată a sos. Hai să punem și sos. Miroase a vegeta. Și e negru. Ok. Cred că e cu soia, zic eu, mă gândesc. Sper să fie ceva bun. Cumva îmi plouă în gură, dar nu știu de ce, pentru că nimic de aici nu-mi face cu ochiul.
Așa se prezintă situația la momentul de față. Mai departe. Put hot water up to the line marked inside. Care pui mei linia? E o linie aici, dar mie se pare că am puțină apă și o am pus la fiert o sticlă de asta de 750, aproape o sticlă, atât mi-a mai rămas. Nu știu încă dacă a fiert. Hai să trecem mai departe, mai așteptăm. Apoi spune să băgăm la microunde pentru 3 minute și jumătate. Ok, o să facem și treaba asta. După care, put the cheese powder, stir well and it's ready to serve. Cheese powder, mă gândesc că e asta, este o pudră de brânză, ceva de genul acesta. Dar hai să o luăm step by step. Mă duc să văd dacă fierbe apa și o adăugăm împreună. Apa a fiert, este aici fierbinte și sper să nu mă... Să nu mă ard, am vrut să zic. Și ăsta e fierbinte unde Dumnezeu-l pun. Vedeți de ce sunt eu în bucătărie? Că fac de mâncare, da. Nu știu cum să fac să vă arăt. Ia, dați un pic să vă iau de aici. Cam așa se prezintă situația. Acum mergem și băgăm toată nebunia asta la microunde. Nu-mi place cum miroase deloc. Hai, la microunde cu tine. 3 minute. A zis 3 minute și jumătate. Stați așa, să-i dau eu drumul de aici. Dar nu știu ce să zic. Hai să dăm cum zic ei. Start. Good luck. See you later, alligator. 2 secunde, 1 și hai să vedem. Ce Dumnezeu s-a întâmplat aici? Ui, mă frige? Ui. Hai. Hai să văd unde te pun. Upsi. Ah, mă uitam la Andreea. La Andreea Ikim, dacă nu știți, vă recomand. Cam așa se prezintă situația, dar hai că vă pun așa cum erați la început, ca să adăugăm și pudra. Am aici pudra, o să o tai. Ideea este că mie mi se pare că a rămas cam un lichid. Poate pudra asta mai rezolvă problema. Upsi, o vedeți? Cam așa. Ok, asta miroase bine, miroase bine. Dar când văd pudrele astea și sosulețe și chestii, nu sunt pe gustul meu, dar v-am zis, odată la nu știu cât timp, merge! Nu se întâmplă nimic. Amestec aici. După ce am pus pudra asta, o să știți că miroase bine. O să și gust toată situația. Dar după ce o voi lăsa să se răcească, pentru că vedeți cât aburiese și eu fierbinte, nu pot să mănânc. Niciodată. Eu și dacă beau cafeaua, de exemplu, un pic mai fierbinte, îmi apar bășici pe limbă și îmi simt limba sensibilă vreo 2 zile. Alții agrează, eu nu poci. Da, arată binișor. Cam așa. S-a mai schimbat un pic situația. După ce se răcește, s-ar putea să se mai întărească, sper eu. Și aș putea totuși să fac un test de gust, pentru că sunt foarte curioasă de ceea ce se întâmplă aici. Dar până atunci, eu continui să mai amestec și vreau să vă zic și care este planul pentru acest daily vlog, nu știu. Nu știu, am mai multe idei în cap, adică vreau să ajung un pic și pe la Mini Pri. După care ar trebui să mai ajung și pe la DM, pentru că trebuie să mai au diverse chestii pentru un cadou. Și hai să vă zic despre ce cadou este vorba. Este vorba despre proiectul mult iubit, care a ajuns cumva la a treia ediție, și anume Secret Bunny sau Secret Santa. Am avut Secret Bunny anul trecut, am avut Secret Santa în decembrie și acum, dacă tot vine Paștele, avem iar Secret Bunny. Acest proiect este organizat cu fetele din grupul Nebunaticelor. Evident că nu pot să vă zic cui voi trimite coletul, cadouașul. Am luat deja câteva chestii, dar mai am mici produse pe care vreau să le iau din DM, sau cel puțin așa zic acum, vedem ce idei mai îmi vin pe parcurs. Așa că trebuie să ajung și pe acolo. Și nu mai știu, am zis că vreau să mai ajung undeva. Am o poftă mare, mare, mare să-mi cumpăr niște cărți. Nu știu, simt iarăși nevoia să-mi cumpăr cărți. Am mai și văzut pe la Raluem.
A făcut ea de curând, acum deja câteva săptămâni, un haul imens, imens, imens de pe litera. Și când o vedeam cum desface unele cărți și le miroase filele, efectiv m-a influențat și m-a făcut să-mi doresc să-mi iau și eu din nou cărți. Singura problemă este că deja a trecut foarte mult timp de când mă chinui să termin Casa Gucci. Nu. Nu vreau să vă dau acum prea multe informații pentru că încă mai am 100 de pagini. O să vă vorbesc despre ea în Empties, dar eu din principiu aș putea să o las, foarte ușor aș putea să o las, dar eu din principiu, din respect pentru autorul respectiv, pentru munca pe care el o depune, nu las cartea, adică vreau să o duc până la final și pentru a emite o părere pertinentă. Așadar mă chinui, cred că este una dintre cărțile cu care m-am chinuit cel mai mult de-a lungul istoriei mele, cel puțin recente, nu vorbesc de cele pe care le-am avut ca și lectură obligatorie la școală. Dar asta e mult, a fost puțin, a mai rămas, doar că îmi consumă în continuare foarte mult timp în care aș fi putut probabil să citesc alte cărți. Și mai țineți minte clipul cu dreamboard-ul meu? Nu știu dacă o să duc la capăt cele 30 de cărți, pentru că nu mi-am imaginat nicio secundă că o carte îmi va lua o lună și ceva. O lună și ceva? Da, cam așa ceva. Este de-a dreptul rușinos. Dar în momentul în care nu te prinde cartea, citești 2-3 pagini, iar o lași, hai că mai citesc mâine. Eu v-am spus că citesc înainte de somn până adorm. Și dacă nu mă prinde cartea, mă ia sunt nu foarte repede. Dacă mă prinde acțiunea, trag de mine să citesc pentru că sunt curioasă. Așa, na. Lectura este îngreunată. Ok, hai să gust un pic din ce rămâne aici pe furculiță. Dar oricum, după ce se răcește, gust serios și vă dau impresiile. Am suflat și pe jos sos de asta. Nu se poate mânca. Nu se poate mânca. Vai de capul meu. M-a luat sughițul. Deci este un mare fail. Ea așa la gust n-ar fi rea. Singura problemă este că nu că este hot. Este very, 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 very hot. Este extrem de picantă. Deci dacă îi dădeam așa ceva lui Luca, ferească Dumnezeu, făcea ca trenul. Nu, deci asta din păcate nu se poate mânca. Voi rămâne fără cină. O să fac un efort, credeți-mă, supraomenesc și o să încerc să gust dintr-o pasă de asta ca să măcar să știu despre ce era vorba. Nici nu mai aștept să se răcească, o să suflu în ea pentru că nu am cum să mănânc așa ceva. Este ceva rău. Îmi vine să-mi fac o cruce mare. Hoai. Ha! Doamne, cât este de picant, de ce îi face așa ceva? Deci, fără deci. Pasta are o... Are o textură foarte gumată. Gustul este asemănător. E interesantică, dar sincer nu recomand. Nu știu, Sabinuța Rusescu, care ea știu că mănâncă picant. Nici măcar ea nu știu dacă ar putea să mănânce treaba asta. Simt că rămân fără aer. Nu, da. Deci asta o să... Nu, da. Nu mai știu. M-a dat gata. Deci asta o să ajungă, din păcate, la gunoi. Niciunui câine nu aș putea să-i dau așa ceva, pentru că ea își face foarte rău. Nu știu de ce stau ca și cum m-aș ruga. Îmi pare rău mâncare. Chiar îmi pare rău, dar nu se poate mânca așa ceva. Așa că vă las închei aici cu acest mare fail, că trebuie să mă duc să-mi fac totuși ceva de mâncare. Wish me luck! Ne auzim cât de curând! Continuăm programul artistic dintr-o nouă zi.
Eu tocmai am fost la DN1 Value Center, la DM și la DM, pardon, să-mi fie cu iertare, la DM și la Pepco. Am făcut așa ultimile cumpărături pentru că mă pregătesc să filmez și haul-uri. Nu știu sigur dacă intră până vedeți voi daily-ul ăsta sau după. Oricum, să fiți pe fază că avem și luna aceasta haul DM și Pepco. Și mi-am luat din DM o drăcie pentru că este ora 3 fără 20, nu am timp să ajung acasă și nu am mâncat nimic astăzi, așa că mi-am luat chestia asta, sper că reușiți să o vedeți cât de cât. Ceva cu smoothie cu proteine și este de la Sportness, cred că da, e brandul lor propriu. În fine, vreau să vă zic că e semi ok. E ok gustul de mango, văcare, ananas, măr, banane, mango și încă ceva. Se simte intens gustul de mango. Textura e una așa destul de densă, dar este cam dulce pentru gustul meu. Mi-ar fi plăcut să fie un pic mai acrișoară, dar da. Pentru un prânz luat, un codejun prânz, ceva de genul, luat în mașină, e ok. Și am mai luat aici un biscuite. Tot așa proteic, un protein cookie. Acesta de aici. Prețurile o să le vedeți cel mai probabil în haul-ul de M. Ok, acum vreau să mă duc până la mall. Iată-mi o gură. Pentru că am de luat un cadou pentru o prietenă care are ziua de naștere înaintea mea în martie, deci am foarte multe cunoștințe care sunt născute în martie sau aprilie, mulți berbeci. M-am înconjurat de ei și am de gând să mai intru și pe la H&M și Zara, că n-am mai fost de extrem de mult timp. Nu știu dacă ați observat, în ultima perioadă, dacă vă uitați pe site sau pe aplicația H&M, o să vedeți că foarte multe dintre produsele care mie, cel puțin, mi se par cât de cât drăguțe, scrie că nu sunt disponibile în magazine. Why? I mean, why? Cumva simt așa că încurajează cumpărăturile online, dacă vreți, doar că nu prea văd de ce ar face chestia asta, pentru că cei de la H&M au un retur de, v-am mai zis eu, nu mi se pare deloc facil, dar vreau să mă duc să văd ce mai e nou. Bun, o să vă țin la curent după ce termin la mall. Trebuie să mă grăbesc cât de cât că trebuie să iau puștul de la școală, veșnica mea poveste, story of my life. La prânz am program, mă rog, pe după masă. Bun, cam astea sunt noutățile, revin cât de curând. Pauză publicitară. Gata, m-am adunat și eu de pe drumuri, gata cu mall-ul, gata cu mașina, cu... În sfârșit s-a terminat ziua. Stați un pic să dau eu mai încet, pentru că la ce se poate uita Diana, dacă nu la tenis. Este Indian Wells, nu știu dacă urmăriți tenis, dar ca să știți, bine, când vedeți voi, cred că deja s-a terminat turneul, dar joacă Simona și sunt foarte, foarte atentă acolo. Și mi-am dat seama că ar fi cazul să vă pun așa la curent cu ce am văzut pe la mall, dacă mi-a plăcut, dacă m-a atras ceva, dacă am cumpărat ceva, de ce nu. Am fost, stați așa să mă gândesc în ce magazine am fost. Am fost la Pandora în primul rând, pentru că am luat cadoul de care vă spuneam, dar l-am oferit deja și n-am mai apucat să mai filmez. Am oferit un pic în avans, pentru că în ziua respectivă aniversata e cumva în altă parte și am preferat să-l dau în avans și s-a bucurat tare mult. Să știți că la Pandora a intrat o colecție nouă. Mi-am dat seama că se vede ceva și am lăsat mâna în jos, dar am pățit un mic accident, dar e ok. Au băgat colecția nouă de primăvară și au niște charmuri foarte, foarte drăguțe, cu fluturaș, cu flori, și am găsit un fluturaș foarte drăguț și avea așa ceva agățat pe care scria You are one of a kind sau one of a kind, ceva de genul ăsta. Și cea care a primit acest charm a fost super, super încântată. Flori, știu că te uiți, te pup. Apoi am fost la Zara. Și am văzut eu o chestie foarte, dar foarte drăguță. Doar că m-am uitat la preț și nu mi s-a mai părut la fel de drăguță. O să las eu aici o poză cu produsul. Era așa ca un fel de sacou, jachetă, ceva de genul acesta, dar cu niște paiete. Era mai de seară în orice caz și îmi căutam în perioada asta ceva mai de seară, pentru că urmează petrecerile de ziua mea și o să vă pun la curent imediat și cu asta. Doar că era în 350 de lei, ceva de genul, nu știu, mi s-a părut un pic cam multicel.
Încă mi-a rămas gândul la ea, așa că nu zic că nu o să o cumpăr, dar am vrut să văd, să treacă timpul și să văd cam cât de mult îmi place acel articol, pentru că v-am spus, mi se pare un preț destul de mare și, în general, prețurile mi se par cam mari. Au crescut toate cele, nu știu cum sunteți voi, de prin ce zone ale țării, că știu că sunteți așa împărțiți, toată comunitatea mea e cumva împărțită așa în toate județele, dar la noi în București e ceva rău cu prețurile la căldură și la gaze și la curent, da. Anyways, încercăm și noi să mai tăiem de unde se poate și de aceea nici nu am luat jacheta aia, pentru că sunt alte cheltuieli care trebuie efectuate, plăți mai bine spus. Bun, o să mă mai gândesc. Dacă e să o iau, o să vă arăt. Dacă nu, ați văzut poza, rămânem cu poza și eu și voi. Apoi am fost la Diverta și am dat de acolo o felicitare pentru că, nu știu dacă m-am mai spus, dacă v-am mai spus, îmi pare rău, o să mă repet, participăm, dar cred că v-am spus. Și anul acesta facem Secret Bunny și am fost să iau o felicitare pentru fata care va primi coletul și m-am uitat un pic și pe la cărți și vreau să vă zic că și la cărți mi se pare că au crescut prețurile. Deci toate titlurile astea noi interesante ajung cam la 40-50 de lei. Dar mi-am luat o carte. Hai să vă arăt. Am zis că v-am mai spus eu la un moment dat că banii investiți în cărți, în călătorii și în călătorii, dar parcă mai era ceva, sunt cei mai bine investiți bani. Și am luat o carte care se numește Roșu, Alb și Sânge Albastru. Cred că este tot din colecția Young Living, mă gândesc, Young Living, Doamne, Young Adult. Dar nu e precizat aici, așa că s-ar putea totuși să nu. Cam aceasta este cartea, o să vă citesc imediat de pe spate, dar înainte de asta vreau să vă spun prețul. Nu știu dacă reușiți să-l vedeți, 50 de lei. I mean, why? Ok, ce ne spune aici? Ce se întâmplă când primul fiu al Statelor Unite ale Americii se îndrăgostește de prințul de Wales? Și da, avem cumva cam același subiect ca în cartea de care v-am povestit în daily vlogul anterior, nu știu dacă vă amintiți de balul. Văd că se repetă subiectul și am mai luat o carte pe același subiect ca să mai văd o variantă. Spune așa. Când mama lui a ajuns președinte, Alex Claremont Diaz a devenit imediat echivalentul american al unui tânăr membru al familiei regale. Arătos, carismatic, genial. Imaginea lui de milenial este o mină de aur pentru echipa de marketing a Casei Albe. Însă apare o problemă. Alex e la cuțite cu Henry, prințul adevărat de peste ocean. Iar când tabloidele intră în posesia unei fotografii în care Alex și Henry se ceartă, relațiile dintre SUA și Anglia se înrăutățesc. Părinții, șefii de stat și toți ceilalți responsabili pun la cale un plan pentru a limita daunele. Decid ca rivalii să cadă la pace. Deși la început este o prietenie falsă, cu momente numai bune de postat pe Instagram, aceasta devine mai profundă și mai periculoasă decât și-ar fi imaginat vreodată Alex și Henry. În curând, Alex intră într-o relație amoroasă secretă cu Harry, cel deloc Harry, cred că am spus Harry, cel deloc rigid, care ar putea să submineze campania prezidențială și să schimbe radical relațiile dintre cele două țări. Întrebarea e următoarea. Poate dragostea să salveze lumea până la urmă? De unde găsim curajul și puterea de a fi oamenii care ne dorim să ajungem? Și cum putem să le arătăm tuturor cine suntem de fapt? Romanul Roșu, Alb și Sânge Albastru ne dovedește că dragostea adevărată nu joacă mereu după regulile diplomației. Și aici avem câteva cuvinte: captivant, amuzant, sensibil, sexy. Acest roman îmi satisface toate poftele, spune Christina Loren, autoarea romanului autobiografie, o poveste între noi. Și apoi mai sunt aici câteva recenzii. Același subiect, cum v-am spus, care se regăsește și în cartea de mai devreme, doar că de data aceasta nu se întâmplă între două fete, ci între doi băieți. Așa că s-ar putea să fie super, super interesant. Acum, ce mai urmează să se întâmple în continuarea acestui daily vlog. În câteva zile încep așa cumva petrecerile de ziua mea, pentru că v-am spus chestia asta mai devreme. Și prima întâlnire va fi cu fetele de pe YouTube și va fi la Hard Rock Cafe, dar mă gândesc eu că asta o să vă spun cel mai probabil în ziua în care plec, pentru că o să mă apuc așa încet, încet să probez și hainele de la Primark, pentru că n-am uitat promisiunea pe care v-am făcut-o. Și m-am gândit eu ca pentru această întâlnire, fiind în timpul zilei, joia, la prânz, o să-mi aleg, cred că o ținută dintre cele pe care le-am făcut în Spania, dar aia nu e de la Primark, e de la Florencia. Cele care ați urmărit cu ce mi-am cumpărat din Barcelona, cu siguranță știți la ce mă refer, și este vorba despre acei pantaloni crem și cu jacheta aceea albă.
Mai multe detalii o să vă dau așadar în ziua primei petreceri. Petreceri, prea mult spus, așa, o mică reuniune și o ocazie de a ne întâlni din nou. Gata, mă pun și eu să mănânc, atât pentru seara asta, ne revedem ASAP! Bună dimineața dintr-o zi de joi, bună dimineața, mă rog, e aproape amiază, e aproape 12. Mă îndrept către Hard Rock, unde o să mă văd cu Adina Adam, Eva Adam și cu Denisa Nicolae. Sigur, vă sunt cunoscute dacă mă urmăriți de ceva timp. Este astăzi așadar prima întâlnire cu ocazia aniversării mele și sunt foarte, foarte încântată. Încep așa să simt emoțiile aniversării mele. Din păcate este foarte frig. Am pe mine hainele de la Florencia, acelea pe care le-ați văzut în holul cu ce mi-am cumpărat din Barcelona, dar n-am mai apucat eu să vi le arăt pentru că mi-a intervenit ceva la birou și n-am mai avut timp. E un pic cam târziu, sper să nu întârzi, că nu-i frumos. Dar o să vă arăt toate hăinuțele atunci când ne întoarcem acasă. Am zis eu așa să mergem la Hard Rock pentru că merităm și noi un răsfăț din când în când și cred eu că o să mănânc un burger, dar o să filmez toate astea pentru voi. Mi-e o poftă de burger, de mult n-am mai mâncat, de mult. Cred că din Barcelona, deci să fie vreo 2 săptămâni și mi-e foarte, foarte poftă, bănuiesc că ați observat că am înghițit în sec. Ok, ne îndreptăm către Hard Rock și rămâne să ne mai auzim de acolo. Am ajuns la Hard Rock și nu știu dacă auziți prin telefon în ce hal bate vântul. Suntem în parcul Herăstrău, acolo este lacul Herăstrău. Și ia uite ceva nou la Hard Rock, Messy Burger. Ok, hai să încercăm să căutăm o masă. Trebuie... Deci ne-au dat lacrimile. O să stăm în interior că de terasă nu se pune problema. By worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Am ajuns acasă, a fost foarte, foarte frumos la Hard Rock, m-a bucurat reîntâlnirea cu fetele și surpriza pe care mi-a făcut-o personalul de la Hard Rock. Au complotat așa, din ce am înțeles puțin cu fetele, au observat ei că este ziua mea și am înțeles că au întrebat-o pe Adina, dacă nu mă înșel,
dacă este într-adevăr ziua mea sau cum mă cheamă, nu știu, o chestie de genul acesta. Și în momentul în care ni se făcea un tur al articolelor care se află acolo în Hard Rock, au venit și restul angajaților și mi-au făcut o surpriză care m-a bucurat enorm. Mi-a venit și să plâng, dar în același timp n-am vrut să transform toată chestia asta așa într-un episod lacrimogen, așa cum am abținut, dar m-a emoționat foarte tare și mi-a făcut ziua mult mai frumoasă. Acum, hai să vă arăt cu ce am fost îmbrăcată, pentru că sunt câteva articole pe care le-ați văzut în hol, așa cum vă spuneam mai devreme. În primul rând este această jachetă de la Florencia. Între timp s-a șifonat ea un pic și recunosc că se șifonează destul de repede, însă cam așa arată per total. Am forțat eu un pic primăvara cu ținuta asta, dar da. Din spate n-o să am cum să vă arăt, dar ați văzut-o sigur în hol. E cu acel smiley face, vine așa oversize, de exact cum așteptam, îmi place foarte, foarte mult. Și aceștia sunt pantalonii cu acele detalii aici jos la picior. Și să știți că pe spate este simplu pantalonul, adică nu mai are nici pietricele și nici danteluța asta sau ce Dumnezeu e. Și în picioare, da, am șosete, că tocmai ce am ajuns și m-am descălțat. Ok, acum vreau să iau pe mine cealaltă jachetă, să o vedeți și pe ea, după care vreau să mai caut blugii de la Primark și cele două plovărași, acela mov și acela roz cu floricele, că produsele pentru vară nu o să le probez. Acum mă refer la acele rochițe de plajă. Hai să luăm a doua jachetă. V-am spus eu în clip că eu n-am probat niciun articol atunci când le-am cumpărat, așa de reprezintă și pentru mine o surpriză. Aceasta este jacheta și îmi place foarte, foarte mult. V-am spus, mi se pare altceva, alt model, altceva față de ce găsim la noi. Îmi place că aici parcă urmează un pic linia corpului. Nu știu sigur dacă aș asortau cu pantalonii aceștia, dar nu se vede rău, pentru că până la urmă sunt culori din acestea neutre, crem, avem non-culori, negru, alb sau ăsta, nu știu sigur dacă e alb, un fel de bej așa, un alb murdar, dar îmi place foarte, foarte mult și mi se pare că este de efect. Și în continuare, masa mea de călcat este acolo. N-am rezolvat nici până acum colțul ăsta. Încă așteaptă. Dar, na. Poate după ce mă liniștesc un pic cu evenimentele care urmează în luna martie, poate o să rezolv și situația asta. Bun. Asta e jacheta, așadar. Trecem la blugi și cele două plovărașe. Am început cu blugii într-o ținută simplă, ca să vă puteți da seama de cum vin. Îmi plac foarte, foarte mult și să știți că am făcut bine, că am luat 38. Mi s-a părut mie talia mică, v-am zis, dacă îmi luam 36, sigur nu-mi veneau. Eu de obicei cam nimeresc hainele atunci când doar mă uit la ele. Sunt foarte lejeri, un pic aici în talie, un pic strâng, dar sunt ok, chiar sunt ok. Așa se văd și din spate, v-am spus, mam jeans, mam fit, nu știu exact cum îi numeau ei. Dar vin foarte bine, lungimea este una perfectă, ba chiar mă gândeam să-i mai întorc acolo un pic jos, să le fac așa un fel de manșetă, dar văd în funcție de ce chef am. Îmi plac foarte, foarte mult și culoarea, că este una așa mai deschisă, potrivită pentru vară, da, îmi plac mult, mult. Să știți că, în schimb, nu sunt elastici, deci sunt din aceea foarte, foarte duri. Așa vine plovărașul ăsta, deci cât de mult îmi place, mi se pare că îți dă așa o energie și o poftă de viață când vezi culoarea asta aprinsă. Poate aș pune totuși ceva mai mulat, n-aș pune un tricou pe dedesubt, că vedeți, se adună, aș pune eventual un body sau un maieu, ceva de genul, însă mi se pare că arată foarte bine combinația asta, pentru că plovărașul se termină exact acolo unde începe talia pantalonilor. Deci îmi place foarte, foarte mult ținuta. Îmi place cum se așează acest plovăraș și v-am spus că materialul este unul foarte, foarte moale și catifelat și acum că am și spălat hainele, au un miros de primăvară, pentru că am folosit un balsam nou, dar o să vedeți voi în clipul cu holul de M și Pepco. Așa că stați pe aproape că vine și ăla. Da, foarte mult îmi place combinația, ținuta. Să vină primăvara, că nu mai am răbdare! Ei da, de asta nu eram eu sigură de la început. În niciun caz cu genul ăsta de pantaloni așa lărguți. Știți că v-am spus eu de mai multe ori că atunci când port ceva larg într-o parte a corpului, dacă port, de exemplu, ceva larg în partea de jos, sus o să pun ceva mulat sau invers. Și mă uit la ruș că nici ăsta nu mai stă la locul lui, dar în fine. Aș vedea acest plovăr purtat, așa cum v-am spus și în clip, cu eventual cu o pereche de pantaloni verde mentă, dar să fie mulați. Acum am realizat chestia asta. Bine, nu se vede rău, dar mi se pare prea nostă combinația, prea simplă, prea... Ce mi-a târnă pe aici?
nu știu, prea greni, așa dacă vreți. Încă vreau eu să cred că sunt tânără și nu vreau așa ținute foarte anoste. Asta e așa, de o plimbare duminica în parc, dar nu, nu, nu. Nu mă coafează ținuta asta, nu-mi place cum se vede. V-am spus, cu o pereche de pantalon slim, eventual verde mentă, ca să-mi scoatem toată ținuta din anonimat, cred că ar fi mult mai ok. Și acestea fiind spuse, încheiem acest daily vlog pentru că este foarte posibil să fie și el destul de lung. Am început prin a-mi lua gura foc. Am terminat așa cu ziua mea, cu mici hăinuțe. Sper că v-a plăcut. Abia aștept să ne revedem vineri cu un alt videoclip. Încă nu știu ce o să avem pentru că sunt așa un pic în pană de idei. S-ar putea să avem chiar la un moment dat un haul după haul. După Barcelona, cred că a intrat haul-ul cu DM și Pepco, eu încă nu l-am filmat, dar urmează cât de curând, azi sau mâine, trebuie neapărat să mă ocup. În fine, astea sunt detalii organizatorice, e doar vreau să-mi iau la revedere, să vă mulțumesc că m-ați urmărit și de data aceasta și să vă anunț că ne revedem vineri. V-am pupat!